Parlamentul spaniol a adoptat forma finală a legii care instituie obligația consimțământului explicit pentru un act sexual în caz contrar. Acesta poate fi considerat viol, conform prevederilor acestei noi legi promovate de guvernul de stânga, după un viol colectiv survenit în anul 2018. Conform Digi24, țara noastră înscrie în sfârșit în legislația sa consimțământul ca fiind elementul central al relațiilor noastre sexuale. Femeile nu vor mai trebui să demonstreze că a existat violență sau intimidare într-o agresiune pentru ca aceasta să fie recunoscută ca agresiune sexuală, a declarat ministrul spaniol al egalității Irene Montero. Despre legea supranumită, doar un da este un da, citat de Ager Press. Guvernul de stânga spaniol, condus de premierul socialist Pedro Sánchez, afirmă că în această chestiune a consimțământului explicit s-a inspirat din Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, convenție pe care 6 state membre ale Uniunii Europene, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Lituania, Letonia și Slovacia, nu au ratificat-o, considerând că ea promovează ideologia de gen. Irene Montero a recunoscut că noua lege s-a inspirat și dintr-o lege similară adoptată de Suedia, țară unde, în urma aplicării respectivei legi, a crescut numărul condamnărilor pentru viol. Stabilirea consimțământului explicit pentru ca un act sexual să nu fie considerat viol este o practică minoritară în Europa, dar Comisia Europeană a prezentat în luna martie un proiect de directivă prin care urmărește să unifice definiția delictului de viol în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în sensul că acest delict să fie stabilit pentru orice raport sexual neconsimțit, fără a mai fi nevoie de dovedirea amenințării sau folosirii forței. Guvernul spaniol a motivat adoptarea acestei legi și printr-un caz de viol colectiv petrecut în anul 2018, așa numitul caz al Haitei, în urma căruia 5 bărbați au fost condamnați la 15 ani de închisoare, după ce au violat o fată de 18 ani. Spania este considerată o țară aflată în avangarda feminismului de la adoptarea în 2004 sub un precedent guvern socialist a unei legi care introduce diferența de gen drept circumstanță agravantă a violențelor, relatează Digi24.